Bună ziua, stimați telespectatori! Florin Bodin, directorul CIX, și Anca Ștefan, secretar CIX, sunt astăzi alături de noi la Teleuniversitatea Timișoara. Astăzi vom vorbi despre activitățile din ultima perioadă a Centrului de Informare și Consiliere a Studenților, despre mini-excursia sau vacanța pe care au avut-o membrii CIX într-o țară frumoasă, europeană, și planurile de viitor, planurile pentru prima perioadă a anului universitar. Bună ziua, bine ați venit la noi în emisiune! Bună ziua și bine v-am găsit! Spuneți-mi, cum ați descrie activitatea Centrului de Informare și Consiliere a Studenților în anul universitar 2013-2014? Da, iată că este un an care se încheie, un an universitar, evident, care, din punct de vedere al activităților, putem să spunem că a fost unul foarte fructuos, în sensul că, dacă aș enumera doar câteva din activitățile care s-a întâmplat în acest an, putem spune că am avut și rezultate deosebite. În sensul că am avut o activitate bogată în ceea ce privește promovarea universității în rândul elevilor de clasa 12-a, dar nu numai, și rândul celor din anii mai mici, respectiv clasa 11-a, chiar a 9-a și a 10-a, în unele cazuri. În sensul că am ajuns și în acest an în peste 100 de licee cu caravana universității în liceele din aproximativ, așa cum am spus, 100 de licee și aproape 7 județe. De fapt, în 7 județe am și mers. Apoi am avut 2 ediții de Zilele Carierei, unde la fiecare ediție am avut în jur de 50 de companii prezente, și la ediția din octombrie și la ediția din martie. În jur de 5.000 de vizitatori am avut, fie că au fost ei elevi, studenți, în general studenți și absolvenți, care și-au căutat tot felul de oferte de carieră. Locuri de practică, locuri de muncă, oferte de internship și așa mai departe la acest târg. Da, Zilele Carierei, un proiect care a demarat în toamna anului 2012, dacă nu mă înșel, și iată, a venit unul dintre proiectele de referință ale universității pe parcursul unui an universitar. Se organizează în octombrie, se organizează în martie, de două ori pe an, și deja adună tot mai multe companii, tot mai mulți studenți interesați de acest proiect. Da, am pornit în 2012, după acea masă rotundă unde conducerea universității a invitat la o discuție marile companii din zonă. Am pornit atunci cu 33 de companii și cu aproape 3.000 de vizitatori la târg. Și iată că, așa cum ai spus, în ultima perioadă a devenit Zilele Carierei, a devenit un eveniment de referință pentru tot ceea ce înseamnă mediul academic și evenimente care țin de carieră pentru studenți, dar și pentru absolvenți. Este un eveniment de referință și pentru companiile mari și mai puțin mari din zonă, pentru că, iată, la ultima ediție am avut peste 50 de companii care au fost prezente la târg, mare parte din ele companii multinaționale. Au fost în jur de 3.000 de locuri, în jur de 3.000 de oferte de carieră pentru studenți și pentru absolvenți. Și faptul că, iată, în toamnă pregătim o nouă ediție și încă din luna iulie companiile ne contactează pentru că vor să știe detalii, acest lucru spune foarte multe despre, zic eu, seriozitatea și seriozitatea acestui proiect și eveniment. Exact, seriozitatea și importanța evenimentului pentru atât pentru mediul economic, pentru angajatori, dar și pentru companii. Da, avem 2 ediții, ediția din toamnă care cu precădere aduce oferte de angajare pentru cei care au terminat în acest an universitar studiile, fie că au terminat licență sau master, în special pentru ei, dar și pentru cei care încă nu și-au găsit de lucru. Dar știm că absolvenții de politehnică stau destul de bine la capitolul angajabilitate. Noi facem studii privind inserția pe piața muncii a absolvenților noștri la aproximativ 6 luni de la finalizarea studiilor, respectiv atunci când vin să-și ridice diplomele. Și mai facem acum, având în vedere că suntem și într-un proces de evaluare
pregătirea unui proces de evaluare externă a unei licitații, facem și studiul inserției la 18 luni de la finalizarea studiilor, astfel încât să vedem întreg traseul unui student. Câți studenți intră în anul întâi, câți finalizează studiile, câți deja sunt angajați după 6 luni, la 18 luni care este situația în continuare. De ce? S-ar putea ca un absolvent să termine și să lucreze ceva, nu neapărat în domeniu, iar peste 18 luni să-și fi găsit de lucru chiar în domeniu. Și atunci procentul celor care lucrează în domeniu și în specializarea pe care au finalizat-o să fie mult mai mare. Și așa se și întâmplă, de fapt. Zilele carierei și proiectele în general organizate de Centrul de Informare și Consiliere a Studenților presupun multă muncă, multă seriozitate și foarte mulți voluntari, foarte multe persoane care pun umărul la această muncă. Anca, spune-mi, te rog, știu că numărul membrilor în trecut era undeva la 35-40. A crescut acest număr între timp? A crescut, într-adevăr. Dacă ne gândim că în anul universitar 2012-2013 numărul voluntarilor era undeva la 50, în anul universitar 2013-2014 numărul studenților voluntarilor a crescut, ajungând până la 85. Însă, spre sfârșitul anului universitar, numărul a scăzut un pic, datorită faptului că mulți termină facultatea și atunci se axează mai mult pe elaborarea lucrării de licență și numărul a ajuns undeva la 50-60 de voluntari. Da, totuși o sumă frumoasă. Da, spre finalul anului. Iar unii profită chiar de zilele carierei și își găsesc de lucru, având în vedere că sunt la finalizarea studiilor și atunci e cumva natural ca spre finele anului universitar numărul voluntarilor să scadă. Dar începeți recrutarea din nou cu noul an universitar, nu? Da. Așa cum am spus, începând cu anul universitar acesta, începem din nou o altă serie de recrutări. Începem prezentări în fiecare facultăți ale universității și astfel reușim să le prezentăm studenților care încă sunt în anul întâi, poate chiar și cei din anul 2 sau 3, care vin la prezentări, să le arătăm care sunt activitățile Centrului de Informare și Consiliere a Studenților și să le spunem care sunt beneficiile pe care aceștia le au activând ca voluntari în cadrul departamentului universității. Iar în luna octombrie vom pregăti această prezentare cu scopul de a aduna noi voluntari. Da, dacă mi-aduc aminte la prezentarea raportului de activitate de anul trecut, raportul CIX, domnul rector Rel Aurel Șervan spunea că atunci când s-au pus bazele CIX-ului s-a ieșit cu voluntarii la un suc. Și acum acest lucru este imposibil pentru că sunt foarte mulți voluntari și nu cred că este loc unde se poate intra toți. Da, activitățile Centrului de Informare și Consiliere a Studenților din cadrul Universității Politehnica s-au diversificat și atunci evident că era nevoie și de un număr mai mare de voluntari. De ce? Pentru că ei sunt voluntari. Este acum și o lege a voluntariatului care conferă o sumedenie de avantaje și de motive datorită cărora studenții să se implice și să facă astfel de activități. Companiile pun un accent deosebit pe partea asta de activitate extracurriculară desfășurată de student în perioada studenției și înainte de a fi angajat. Dar ei, să nu uităm că în primul rând sunt studenți și trebuie să învețe. Și atunci nu putem să avem un grup de 20 de voluntari cu care să facem și zilele carierei și caravană și multe alte activități. Ei se mai rotesc. Parte din ei sunt implicați poate numai în zilele carierei, o altă parte care sunt implicați numai în caravană, o altă parte care sunt implicați în tot ceea ce înseamnă partea asta de studiu inserției. Pentru că dacă la 6 luni vin și dau chestionară și îl completează, la 18 luni nu am decât să folosesc baza de date și să mă pun să-i recontactez. Ori asta înseamnă că am 3.000 de absolvenți aproximativ pe fiecare promoție. Asta înseamnă 3.000 de telefoane date. Să nu uităm că nu-i găsim imediat. Că atunci când ne sunăm, nu sunt disponibili pe moment. Și așa mai departe. Dacă este să vorbim de activitățile pe care le-a desfășurat în acest an universitar
centru și sau utilizații pe care în continuare le va desfășura. Putem spune că în momentul de față suntem în postura de a elabora o strategie pentru anul care urmează. Apoi, înainte de fiecare an universitar, pregătim tot felul de materiale de informare, în special pentru studenții care vin în anul întâi, astfel încât să le ghidăm cât mai ușor primii pași în facultate. Mă refer aici la ghidul studentului, pe care îl pregătim pentru fiecare început de an universitar și, de asemenea, alte, eu știu, afișe și materiale de ghidare. Pregătim sau revizim, practic, prezentarea centrului, astfel încât să atingem două obiective. Odată, așa cum spunea colega mea, prin prezentări în facultăți, să informăm studenții că în universitate există un centru de informare și de consiliere a lor, cărora ei pe durata studenției se pot adresa pentru diverse probleme, pentru informare, pentru consiliere. Haideți să intrăm puțin și în detaliu cam ce face centru în universitate pentru studenți. Așa cum am spus prima dată, le oferă mai ales celor de la întâi consiliere în diverse probleme, pentru că e normal, schimbând mediul, de trecând de la liceu la universitate, să am diferite întrebări, neclarități. Și atunci apelează la Liga Studenților, apelează la facultate, apelează la centru, la oficiile din facultate, pentru că în fiecare facultate centru are câte o mică reprezentanță, care se numește oficiu de informare și consiliere. Un student deja poate să găsească ori pe site-ul centrului, pe cixupt.ro, sau și pe site-ul fiecare facultăți, acel oficiu de informare și consiliere, OICS, unde, repet, poate să apeleze pentru diverse probleme. Este deja în anul mai mare, în care vrea să-și caute oferte de practică, vrea să-și caute oferte de loc de muncă, vrea să-și caute o ofertă de proiect de diplomă sau de pentru dizertație. Iarăși apelează la oficiu sau la centru și noi îi ghidăm spre cele două târguri care au loc în fiecare an de zilele carierei, da? Sau spre pagina CIX, unde între edițiile de zilele carierei, companiile vin în continuare cu oferte pentru ei. De a vizita compania, de a participa la o prezentare a companiei, de a participa la un training care se referă poate la un training de comunicare sau un training de autocunoaștere sau ceva legat de pregătirea portofoliului de angajare sau la excursie tehnică sau la o vizită tehnică. Să nu uităm că pentru studenții de la comunicare, până anii trecuți am organizat o vizită la instituții Uniunii Europene, care în fiecare an, dacă s-au înregistrat solicitări, noi am organizat. Nu e puțin pentru un student de la Facultatea de Științele Comunicării să viziteze instituțiile Uniunii Europene și mă refer la Parlamentul European și de la Strasburg și de la sediu și din Strasburg și din Bruxelles, la Comisia Europeană cu tot felul de direcții, oficiul de publicații al Uniunii Europene, oficiul de traduceri, vizită inclusiv la Luxemburg. Și, bineînțeles, multe alte, întâlniri și seminarii cu eurodeputați români, prezentarea unor oportunități de stagii la Comisia Europeană sau la Parlamentul European. În linii foarte mari, cam acestea sunt activitățile pe care centrul le pune la dispoziția studenților. Mai departe, după ce practic am vorbit de activități în linii foarte mari, în octombrie, în 29-30 octombrie, se întâmplă cea de-a cincea ediție a Zilelor Carierei. După ce studenții voluntari care sunt implicați în aceste activități și personalul CIX finalizează cu bine tot ceea ce înseamnă acest târg de oportunități pentru studenți, încet, încet vine o perioadă de relaxare în care să nu uităm că orice echipă, dacă nu și socializează, dacă nu și distrează, nu se și distrează, nu rămâne sudată. Din păcate, nu în ordinea logică a lucrurilor, în sensul că nu înainte de zilele carierei, pentru că nu mai apucăm când. Exact. Și după, ca un premiu, ca o recompensă. Nu neapărat, ci pentru a suda și mai bine echipa și a integra pe cei care vin noi, pentru că practic, așa, când deschidem anul universitar,
așa cum am spus, odată prezentăm centrul ca și structură, ca, mă rog, toți studenții să știe despre el, dar prezentăm centrul și în ideea de a recruta voluntari noi pentru a, cum să zic, completa rândurile celor care au plecat finalizând facultatea și nemai fiind, evident, studenții ai noștri. Și atunci, practic, avem prezentări, avem recrutări, avem interviuri și, cum spuneam, după zilele carierei, facem și un team building undeva, cu scopul de a instrui oamenii noi care vin în echipă, cu scopul de a suda și de a integra și pe ei în echipă. Apoi, încet, încet, pregătim materialele și le revizuim pentru caravana în licee. De ce? Pentru că începutul anului calendaristic următor ne prinde cu finalizarea acestor materiale și în sfârșitul lunii ianuarie deja pornim în caravana politehnicii în licee. Începem să mergem prin cele 8 județe în care mergem în fiecare an universitar. În paralel, deja din începutul lunii februarie, pregătim următoarea ediție de zilele carierei, ediția a 6. Sfârșitul lunii martie, deja se întâmplă a 6-a ediție a zilelor carierei, se va întâmpla. În paralel, iarăși cu aceste lucruri, sunt elevi care sunt interesați să vină ei să vadă politehnica, de care iarăși voluntarii se ocupă. Să le arată ceea ce înseamnă, eu știu, studenție, prin însoțirea lor la unele ore de curs, de seminarii, prin a le prezenta și arăta căminele, baza sportivă, tot ceea ce înseamnă partea socială și partea de socializare, pentru că organizează diferite petreceri cu ei. Astfel încât în cele 2-3 zile cât elevii respectivi sunt în universitate, să cunoască câtuși de puțin din ceea ce înseamnă viața de student. Iată că am prezentat doar câteva din activitățile pe care noi le organizăm și pentru care, așa cum am spus, este nevoie de cât mai mulți voluntari care, cred eu, că implicându-se în asemenea activități, câștigă o experiență bogată, pentru că, în primul rând, lucrează într-o echipă, deci fac parte dintr-o echipă, cunosc oameni noi. Nu e totuna să mergi să prezinți o universitate, deci un branch, un produs atât de mare în fața unui public, cum ar fi elevi din licee. Nu e totuna să organizezi un târg de joburi, cum este zilele carierei. Și toate aceste lucruri le conferă o experiență foarte utilă și ajută să se dezvolte pe plan personal, că atunci când vor finaliza studiile, pe lângă cunoștințele lor teoretice, tehnice, să fie cât mai bun pentru piața muncii. Vreau să te întreb cum îi țineți interesați pe voluntarii CIX, dar mi-ai oferit foarte multe argumente prin prezentarea pe care ai făcut-o mai înainte. De asemenea, ați avut și o excursie, n-am spus la începutul emisiunii unde, aceasta a fost în Croația, da, la malurile mării. Cum a fost excursia de anul acesta? După muncă și răsplată, cum se spune. În fiecare an mergem într-o excursie în afara țării. Acum 2 ani am fost în Italia, anul trecut în Muntenegro, iar anul acesta în Croația. Excursia aceasta are rolul de a-i răsplăti pe voluntarii Centrului de Informare și Consiliere a Studenților și în același timp și de a uni grupul. Așa cum am spus, anul acesta a fost în Croația. Ne-am bucurat de câteva zile însorite la plajă. Din păcate, vremea nu a ținut cu noi, așa încât nu am stat foarte mult la plajă, însă am avut ocazia să vizităm alte orașe. Am fost chiar și într-o scurtă croazieră cu vaporul. Am vizitat două insule. La această excursie au fost aproximativ 40 de voluntari care s-au bucurat de o binemeritată vacanță. Excursia a durat aproximativ 5 nopți. Vreme suficientă cât să ne distrăm, să ne încărcăm bateriile pentru un an nou universitar. Și parcul. Da, și cel mai important, am fost în Parcul Național Plitvice, cea mai importantă atracție turistică din Croația. Acolo am petrecut în jur de 4 ore, ne-am plimbat, am vizitat foarte multe locuri frumoase, multe lacuri. Cascade, da. În timp ce povestești, Florin, cred că își imaginează că da, este acolo. Cred că ar vrea să mai vină, să mai meargă acolo încă o dată. Chiar este un loc foarte frumos.
pe care nu am crezut că o să am ocazia să-l văd, dar cu siguranță dacă o să mai am ocazia o să merg. Chiar un loc foarte frumos. Și cum am spus, am pierdut cu folos 4 ore acolo. Ne-am plimbat pe cărările parcului în grupuri. Am făcut și poze pe care le regăsiți pe site-ul nostru și pe Facebook. Și ce să zic, a fost o experiență foarte frumoasă și acum așteptăm să vedem unde mergem anul acesta universitar. Da, dar înainte de mers, urmează zilele carierei, urmează multă muncă. Ați avut întâlniri deja cu membrii? Dat fiind faptul că a fost vacanță, ședințe, în adevăratul sens al cuvântului, nu au avut loc, pentru că majoritatea pleacă în vacanță, acasă, pentru că nu sunt toți din Timișoara. Însă cei care au rămas în Timișoara ne-au vizitat. Au fost câțiva care ne-au mai întrebat când încep pregătirile pentru zilele carierei. Și dat fiind faptul că ne pregătim intens pentru zilele carierei, ne-au mai dat o mână de ajutor cu câteva lucruri mici care le-au putut face individual. Însă, începând cu anul universitar, odată cu începerea anului universitar, ei se întorc și cu siguranță o să începem ședințele de lucru, pentru că, așa cum ai spus, se apropie zilele carierei și trebuie să iasă un eveniment reușit. Așa este. Eu vă mulțumesc că ați onorat invitația mea pentru astăzi la o emisiune. Rămânem să fim în contact permanent pe parcursul noului an universitar, pentru că Centrul de Informare și Consiliere a Studenților este întotdeauna o sursă de știri pentru noi, pentru Teleuniversitatea. Da, eu profit de prezența noastră în emisiune pentru a adresa în primul rând celor care sunt proaspăt studenți ai Universității Politehnică invitația de a participa la prezentările centrului imediat în prima săptămână și a doua când va începe anul universitar, pentru a vedea mai în detaliu ce înseamnă centru, ce înseamnă să fii voluntar la Centrul de Informare și Consiliere, să se informeze mai mult despre ceea ce înseamnă voluntariat astăzi. Evident că mai sunt și alte structuri în care ei pot să facă acest lucru. Apoi mă adresez absolvenților politehnicii, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, să-și pregătească CV-urile, pentru că, iată, în 29-30 octombrie, Universitatea Politehnică îi așteaptă cu o nouă ediție de Zilele Carierei. Sperăm noi cu cel puțin oferta pe care am avut-o și în luna martie, adică cu cel puțin 50 de companii și probabil cu foarte multe oferte de locuri de muncă. Vă mulțumesc încă o dată și rămâne să ne vedem în viitorul foarte apropiat. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la final. Până data viitoare, numai bine! La revedere!